O sală de sport și o grădiniță vor fi construite pe un teren de 3.000 de metri pătrați de pe calea Turzii, teren promis de Consiliul Județean Cluj Arhiepiscopiei. Ca toată lumea să fie mulțumită, în zonă se vor construi și câteva imobile care să deservească Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului a terenului de pe calea Turzii aflat în proprietatea publică a județului Cluj va fi repus pe ordinea de zi a primei ședințe a plenului Consiliului Județean. Conducerea Consiliului Județean Cluj a impus însă o condiție pentru darea în folosință a terenului, construirea unei sale de sport și a unei grădinițe. Am avut o discuție cu Înalt Preasfinția sa Andrei și am convenit ca viitorul complex să cuprindă și o sală de sport destinată copiilor care frecventează școlile din zonă. Mai mult, mitropolitul Andrei a fost de acord și cu construirea unei grădinițe. În acest fel se va reuși acordarea unei destinații sociale, dar și educative acelui teren, comunitatea clujană urmând să beneficieze de serviciile instituțiilor care își vor avea sediul acolo, consideră președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Terenul urmează a fi folosit pentru realizarea unei săli de sport care să deservească școlile din zonă, a unei grădinițe, precum și construirea unui centru misionar social. Predarea primirea imobilului se va face pe baza unui protocol încheiat conform înțelegerii cu Înalt Preasfinția sa Andrei, care se va realiza după soluționarea definitivă a problemei generate de revendicarea unei suprafețe din cadrul terenului respectiv.